Flappy Bird a fost un fenomen global în 2014, cerind inimile jucătorilor din toată lumea, cu un gameplay simplu, dar și captivant în același timp. În ciuda popularității sale, jocul a fost totuși retras din App Store și Google Play, ceea ce a dus la o mare desamăgire printre fani. Dezvoltatorul său a explicat că jocul devenise prea adictiv și că retragerea sa a fost o decizie personală. Toate acestea, vestea că Flappy Bird va reveni în 2025, are aprins așa interesul comunității de gaming. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spun braz de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Ionela care zice Există un diamant turcoaz. Ok, Ionela, am înțeles. Înainte de a intra în detalii despre revenirea lui Flappy Bird, trebuie să ne amintim de ce acest joc a devenit atât de popular în primul rând. La prima vedere, Flappy Bird părea un joc simplu și lipsit de complexitate. Tot ceea ce trebuia să faci era să dai un tap pe ecran pentru a menține o pasăre în zbor și să o ghidezi între obstacolele reprezentate de niște țevi verzi. Jocul nu avea nivele complicate. Grafica avansată sau o poveste elaborată. Toate acestea, simplitatea sa, combinată cu dificultatea ridicată de a obține scoruri mari, a făcut ca Flappy Bird să fie un joc extrem de captivant, dar și frustrant în același timp. Jucătorii reveneau constant pentru a mai juca încă o rundă, dorind să-și depășească propriul record și să-l întreacă pe cel al prietenilor. Succesul fulminant al acestui joc a adus și o mare atenție asupra dezvoltatorului său, care a fost copleșit de notorietatea bruscă. La apogeul popularității sale, Flappy Bird genera venituri de 50 de de dolari pe zi, doar din reclame. Totuși, dezvoltatorul a decis să retragă jocul de pe toate platformele în februarie 2014, invocând motive personale și spunând că jocul a devenit prea adictiv pentru jucători. Această decizie a făcut ca telefoanele care aveau jocul instalat să fie vândute la sume exorbitante pe site-uri precum eBay. În 2025 se pare totuși că jocul va reveni, datorită unui grup de fani care au obținut licența pentru jocul respectiv. ce au anunțat că jocul va fi relansat cu puține modificări care promit să facă experiența jocului mult mai interesant, dar și mai diversificată în același timp. În esență, jocul va păstra aceeași mecanică. Vei da tap pe ecran pentru a menține pasărea în aer și vei încerca să eviți anumite obstacole. Totuși, jucătorii vor putea personaliza anumite aspecte al acestui joc, cum ar fi aspectul păsării sau designul țevilor prin care aceasta trebuie să treacă. Una dintre cele mai mari noutăți va fi în mod clar introducerea unui număr mai mare de personaje în joc. Nu doar pasărea clasică va fi disponibilă, ci și alte personaje interesante care vor aduce așa o diversitate în gameplay. De asemenea, se pare că jocul va oferi și două moduri de joc, și anume unul ușor pentru începători și unul clasic, care va păstra așa dificultatea originală. Astfel, atât jucătorii nostalgici, cât și noi veniți, vor avea motive să încerce versiunea asta actualizată din Flappy Bird. O altă noutate este introducerea unei monede virtuale în joc, denumită diamante, care ar putea fi folosită pentru a achiziționa diverse iteme. De exemplu, jucătorii ar putea achiziționa noi skin-uri pentru pasărea lor sau chiar să continue E em caso um camor. la un moment dat în joc. Această introducere totuși a unui sistem de monetizare a ridicat câteva îngrijorări așa rândul fanilor, intemându-se că jocul ar putea reveni chiar un pay to win, pierzând din farmecul său inițial. În versiunea originală nu existau achiziții în aplicație care să-ți ofere avantaje în joc, iar acest aspect a fost foarte apreciat de comunitate de-a lungul timpului. Rămâne de văzut așadar dacă introducerea acestor elemente va afecta negativ popularitatea jocului. Voi ce spuneți despre revenirea Flappy Bird? Credeți că va fi fain sau vom avea parte de un flop. Puteți să sau un comentariu mai jos și vă mai vorbi. Iar dacă vreți să vedeți de ce sare South Park un am, puteți da un tap chiar aici.